Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine și vreau să vă zic la toți bine ați venit la acest canal și vreau să vă mulțumesc la toți pentru tot. Dragi prieteni, după ce vă abonați, nu uitați să deschideți clopoțelul ca să fiți la curent de ceștele pe care le deschid. Astăzi vom deschide iarăși pentru trei zodii, Rac, Leu și Fecioară, să vedem și pe ei ce așteaptă în luna iulie. Așa, dragi prieteni, haideți să deschidem, să punem aceste două cești deoparte și să vedem ce ne va spune. Așa, asta este ceașca pentru raci. Așa, dragi raci, vreau să vă spun că luna aceasta, fiți foarte atenți, dragi prieteni, cei care aveți relații sau sunteți căsătoriți. Dragi, sunteți foarte nervoși și de aia afectați oamenii din jurul vostru, chiar și pe partenerul sau partenera dumneavoastră, pentru că mult timp adunați în sufletele voastre greutățile, scârbile și peste câtva timp scoateți acei nervi din voi și de aia toată vremea afectați oamenii din jur și chiar și pe partenerul sau pe partenera dumneavoastră. Dragi, vreau să vă spun, în luna iulie până pe data de 27, aici văd cifra 27, să știți că fiți mai liniștiți, pentru că până pe data de 27 luați așa mai din, cum să zic, mai pe dedesubt, fiți mai liniștiți. Pentru că dacă nu o să fiți liniștiți, o să vă pierdeți partenerul, dragii mei. O să fugă din mâinile voastre pentru că deja ați obosit pe cei din jur că sunteți foarte nervoși. Toată vremea izbucniți așa de nervi și lăsați urme, cum să zic, așa grele în sufletele altor oameni. Vreau să știți așa racii cum sunt ascunși în nisip și nu vor să iasă de la suprafață. E timpul să ieșiți la suprafață, dragi raci, pentru că dacă nu o să ieșiți din acea coajă sau din acel nisip, tot voi o să suferiți și o să vă afecteze sănătatea, dragii mei. Fiți mai atenți, așa să zic. Să știți că în carieră toată luna aceasta vă va merge bine. Dacă vă doriți să, pentru viitor, să cumpărați o casă sau să puneți niște bani deoparte sau să cumpărați o mașină ca pentru, așa, să ziceți că în viitor am să o vând și o să-mi prindă bine acești bani pentru, dacă doriți să faceți asta, să știți că luna iulie este o lună potrivită de a face aceste adunări, cum să zic, aceste ce doriți să cumpărați sau știți pentru viitor ca să vă fie și mai bine. Asta pentru voi este o lună plină. Să știți că o să aveți și probleme cu sănătatea, dragi prieteni. Aceste probleme cu sănătate vor fi din cauza stresului, din cauza nervilor. Să știți că o să aveți probleme cu psihologia, așa să zic. Fiți mai liniștiți, dragi prieteni, cum am zis. Pentru voi, luna iulie, vă merge bine doar în carieră. În carieră o să treceți peste toate greutățile cu bine. Dar în relație și în sănătate, dragi prieteni, fiți atenți. Fiți atenți că dacă nu o să fiți atenți și nu o să gândiți așa logic și tot voi nu o să, cum să zic, dacă nu o să gândiți, dacă gândiți pozitiv, o să aveți și un corp pozitiv și sănătos. Dacă o să gândiți toată vremea negativ și corpul dumneavoastră o să vă deie acea negativitate de a suferi, dragi prieteni, cum am zis, în carieră vă merge totul bine, dar în relații și în sănătate fiți atenți, scumpii mei. Să vedem ce ne va spune și farfuria. Așa. Dorinți v-ați spus, dar până când niciuna nu se împlinește, dragi prieteni, mai sunt în așteptări. Așa. Cum am zis, dragi prieteni, uitați-vă, aveți și dușman, uitați-vă ce Ilan, îmi cer scuze pe limba turcească, v-am spus șarpe, să știți că aveți și dușmani,
din cauza aceasta, din cauza stresului, din cauza negativității, să știți că vă afectează foarte mult, dragi prieteni, cum v-am spus, uitați-vă, fiți liniștiți și calmați-vă, pentru că din cauza nervilor tot voi o să suferiți mult, dragi prieteni. Asta a fost pentru rac. Să deschidem pentru lei, să vedem ce ne va spune și leii. Așa. Asta este ceașca pentru lei. Așa. Dragi lei, iarăși și voi vreau să vă spun că veți avea neînțelegeri, dar voi veți avea neînțelegeri la locul de muncă. Să știți că în relație, pentru voi, în relație, luna aceasta vă merge foarte bine. În relație veți fi și chiar cei căsătoriți sau cei care aveți relație. Vă merge foarte bine, chiar o să se mărească dragostea între voi. Cei care sunt, nu au partener, să știți că o să faci, sau parteneră, să știți că luna aceasta veți face cunoștință cu cineva care o să începeți o relație. Așa să zic, pentru voi, în dragoste vă merge foarte bine, dar și pentru voi, în carieră, luna aceasta nu o să vă meargă bine. Fiți atenți la cum cheltuiți banii, pentru că luna aceasta este pentru voi o lună critică, așa să zic. Aveți grijă din banii din buzunar, aveți grijă pentru ce cheltuiți și cum cheltuiți, pentru că luna aceasta pentru voi, parasal, așa cum să zic, pentru bani este o lună foarte grea, așa să zic. Aveți grijă, să știți că și voi la locul de muncă o să trăiți certuri, dragi prieteni. Și nu știu, dar să știți că și voi la locul de muncă o să trăiți certuri. Este vremea ca să nu vă certați și voi, ca să fiți calmi, pentru că și leii sunt o fire nervoasă și toată vremea repede izbucnesc acei nervi când se enervează și de aia și ei afectează oamenii din jurul lor, dar să știți că să fiți atenți pentru voi în carieră și o să meargă greu luna aceasta. Aveți grijă de cheltuieli, aveți grijă de locul de muncă, pentru că luna aceasta, cum o să pășiți, așa o să luați în primire. Dacă veți face pas greșit o să vă meargă. Dacă o să faceți un pas bun, să știți că o să vă meargă bine, dragi prieteni. Să știți că cu sănătatea pentru voi este bine. În relații să știți că vă merge bine, dar în carieră să știți că veți avea probleme. Dragi prieteni, fiți mai atenți la locul de muncă, la banii dumneavoastră, la tot ce cum cheltuiți, cum v-am zis, că dacă nu o să fiți atenți pentru cheltuieli, să știți că aici văd două litere. Litera V și litera U, să zic așa. Mai știu un nume cu V și U sau un prenume cu V și U. Să știți că veți face cunoștință cu așa o femeie sau cu așa un bărbat. A ieșit numele, ne așa să zic, V și U. Nu știu ce nume sunt românești, V cu U sau în familie cu V cu U. Nu știu, dar aceste două litere, să știți că o să faceți cunoștință cu așa persoană, dragi prieteni. Într-adevăr, cu această persoană o să faceți cunoștință la un drum. O să plecați la un drum și o să faceți cunoștință cu acest bărbat sau femeie, mai știu eu un nume, cu V și U sau un prenume cu V și U. Să știți că aici mai văd și litera H. Dragi prieteni, litera H, să știți că acesta este un bărbat. Dacă aveți așa o persoană cu litera H în nume, să știți că acest bărbat într-adevăr este un bărbat foarte bun și chiar puteți să aveți un ajutor de la acest bărbat, scumpii mei. Așa, să vedem ce farfurie, ce ne va spune. Așa, pentru lei. Dorința voastră se împlinește, dar cam greu, să știți, dragii mei. Uitați-vă. Cum v-am zis, în carieră vă merge bine, dar în casa voastră, în relațiile voastre,
aveți și voi grijă, îmi cer scuze, pentru relații aveți pune, dar pentru carieră aveți probleme, dragii mei. Pentru că lei luna aceasta, dragostea este și norocul lor, așa să zic. Și în casa lor este liniște, dar în carieră aveți grijă, dragii mei. Asta a fost pentru lei. Să deschidem și pentru fecioară, să vedem ce ne va spune. Asta este fecioara. Așa. Dragi cei din fecioară, vreau să vă spun că și la voi văd aici certuri. Aici văd cifra 15. Vreau să vă zic începând de pe data de 15, să știți că și voi care sunteți căsătoriți și care aveți partener, să știți că o să aveți și voi certuri. Pentru că toată vremea pentru partenera sau partenera dumneavoastră, toată vremea ca să fie mulțumit sau mulțumită, ați făcut totul ce vă vine din mâinile voastre. Dar să știți că partenerul sau partenera al dumneavoastră nu este mulțumit de ceea ce faceți și dorește și mai mult de la voi. Dar să știți că această persoană, tot voi ați făcut-o așa ca să vrea și mai mult de la voi. Pentru că voi aveți o inimă bună și toată vremea persoana din fața voastră doriți ca să fie fericită. Dar așa de mult s-a alintat în fața voastră că deja tot dorește mai mult și voi când nu-i dați mai mult, trăiți certuri. Dar vreau să vă spun că și voi fiți mai calmi, pentru că dacă nu o să fiți calmi și voi, o să vă pierdeți partenerul, dragii mei. Fiți mai liniștiți și mai... Să știți că luna aceasta pentru fecioară aveți o energie foarte bună, aveți o energie superbă, de aia toată vremea o să vă meargă bine în luna, în carieră, o să vă meargă bine, pentru că aici văd multe drumuri pentru lucru sau din cauza lucrului toată vremea o să fiți pe drumuri, o să fiți plecați așa pe drum, să zic, o să vă meargă foarte bine, dragi prieteni. Și mai vreau să vă zic, cei care aveți o relație și încă nu sunteți căsătoriți, vreau să vă spun, dacă nu doriți această relație nici de cum așa, cum să zic, să nu ziceți da, fără ca să vreți. Dacă nu doriți această relație, dacă veți zice da, că nu, dar, cum să zic, ca să vă explic aceasta. Aveți o relație, dar încă nu doriți să intrați în acea relație mai, cum să zic, ca să fie mai, să meargă spre căsătorie. Dacă o să ziceți da, fără ca să vreți, să știți că tot voi, toată viața o să suferiți, dragi prieteni. Vreau să vă zic să vă gândiți bine, pentru că dacă nu doriți acea relație și dacă vă veți căsători așa, fără ca să vreți, să știți că toată viața voi o să suferiți, dragi prieteni. Să știți că, cum să zic, gândiți-vă foarte bine, măsurați de 7 ori și odată tăiați, pentru că pentru voi este foarte principalul aceasta, să știți, cum v-am zis, gândiți-vă bine, fără ca să, așa, nu ziceți da până când nu vă gândiți foarte bine la acea relație, dragi prieteni. Așa să zic. Să știți că în luna aceasta pentru voi cariera merge foarte bine. Veți câștiga foarte bine. Veți avea multe drumuri. Aveți o energie foarte, foarte, foarte bună și cu această energie o să vă rezolvați toate problemele. O să vă rezolvați toate la muncă, o să fiți energici, acasă o să fiți energici, dar și voi, cum am zis, începând de pe data de 15, veți avea și voi certuri din cauza parte. Dar să zic, vreau să vă spun să fiți mai liniștiți, că asta nu sunteți voi când vă enervați, vă spun pentru fecioară. Pe voi vă face oamenii din jur ca să vă enervați așa foarte tare, că voi sunteți calmi, 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 amacând izbucniți din acea calmare. Și voi puneți la suflet tot, dar când izbucniți, într-adevăr, izbucniți foarte rău asupra persoanei care o iubiți sau asupra persoanelor din jurul vostru, dragi prieteni.
fiți atenți, pentru voi sănătatea merge bine, cariera merge bine, dar cu relațiile, din păcate, veți avea furtuni, așa să zic, veți avea certuri, dragi prieteni. Să vedem și farfurie ce ne va spune. V-ați gândit două dorinți, două dorinți, prima se împlinește repede, dar a doua mai este în așteptare, așa să zic. Așa, cum v-am zis, în casa voastră, uitați-vă, și aici sunt doi oameni supărați, aveți grijă, uitați-vă, în casa voastră e întunecat, veți avea certuri, fiți mai atenți și mai calmi, dragi prieteni, că dacă o să fiți calmi, tot voi o să câștigați, așa că aveți grijă de sănătatea voastră și de nervii dumneavoastră, scumpii mei. Așa, dragii mei, asta au fost cele trei zodii și, cum am zis, aveți grijă, pentru că, într-adevăr, nici eu nu m-am așteptat la așa ceva, dar câteodată iese și rău, iese și bine, asta în cafea poate să iasă și multe și nevrute, poate, dar fiți mai atenți, scumpii mei. Eu vreau să vă mulțumesc și, într-adevăr, vă stimez pe toți, chiar dacă nu vă cunosc. Și dacă doriți să vă abonați, eu vă aștept pe toți la acest canal cu mare drag și cu mare plăcere, pentru că eu pentru voi, într-adevăr, deschid cu mult drag și vă zic o zi bună. Aveți grijă de voi, Domnul Tată, vreme să vă aibă în pază. La revedere!